albastră de Mihai Eminescu Poezie romantică Idilă filozofică Romantismul a luat naștere în Anglia, extinzându-se apoi în întreaga Europă, cuprinzând atât arta literară, cât și artele plastice și muzica. Curentul literar-romantic apare împotriva clasicismului, de aceea prin acesta se cultivă sensibilitatea, fantezia și sinceritatea emoțională, Lucruri care sunt în defavoarea raționamentelor specifice clasicismului. Scriitorii romantici evadează din lumea prezentă într-o stare de meditație, într-un cadru nocturn, motive des întâlnite în poeziile romantice fiind luna și noaptea. Evadarea romantică este o formă de refuz a vieții actuale. Astfel, domină libertatea totală în sursele de inspirație și în temele operelor, la care se adaugă meditații filozofice și deschidere totală față de sentimentele omenești, în special față de iubire. În opere apare omul de geniu, ființă superioară, înzestrată cu rațiune și neînțeleasă de societate, care caută acces la subiectivitate, folosind iubirea ca unealtă. Această idee predomină în operele eminescene timpurii și se va culmina în opera Luceafărul. Opera emineștiană Floare Albastră prezintă printr-o viziune romantică tema iubirii. Poemul este o idilă în care se prezintă o iubire idealizată prin exprimarea de trăiri interioare. Poezia are la bază motivul florii albastre, care reiese încă din titlul operei, semnificând dorința de iubire înspre infinit, sursă de inspirație fiind filozofiile germanice. La Eminescu, floarea albastră, semnifică prin cromatica albastră, aspirația spre infinit, iar floarea semnifică iubirea pură. Titlul poeziei este motivul central al operei și prezintă dorința eului liric de a atinge iubirea infinită. O opera este împărțită pe o serie de antiteze prin care se formează compoziția romantică, realizată pe două planuri de tip abstract, concret. Poemul se structurează pe două monologuri adresate de iubită și două adresări meditative ale Eului Liric. În prima secvență este prezent monologul iubitei, care se adresează iubitului cufundat în meditație. Din această secvență reiesc elemente specifice omului de geniu, ca meditația, și elemente de natură veșnică, care simbolizează tipul de cunoaștere infinită a Eului Liric. La acest tip de cunoaștere are acces doar geniul. De aceea, în filozofia iubitei, împlinirea iubirii se poate face doar într-un cadru terestru. În a doua secvență a operei este prezent monologul omului de geniu, unde se prezintă trăirea printr-o filozofie abstractă și măreția rațiunii, astfel că eu liric nu poate fi împlinit de o iubire în plan terestru. În secvența a treia a operei se prezintă monologul iubitei, chemarea omului de geniu înspre o iubire în plan terestru iar trecerea la peisajul nocturn prezintă un cadru mai intim. Cei doi îndrăgostiți își pun cuvinte de iubire, se îmbrățișează, dar apare conștiința eului liric că aceste gesturi sunt de tip efemer și se subliniază împlinirea iubirii pe plan abstract. De aceea sunt prezente verbe la timpul viitor. Spre deosebire de operele lui Mihai Eminescu, în opera Floare albastră, fata e cea care își cheamă iubitul în mijlocul naturii, acest lucru exprimând refacerea cuplului paradisiac. Ultima secvență a operei prezintă continuarea monologului eului liric. Fata dispare din peisaj, intensificându-se astfel starea meditativă a eului liric, lăsându pe poet cu durerea iubirii pierdute. Fericirea de care a avut parte poetul devine trecătoare, fiind produsă într-un cadru terestru, astfel apare dezamăgirea neîmplinirii iubirii, exprimată printr-un sentiment de tristețe profundă. Ideea poetică prezintă nefericita soartă a geniului, care are acces atât la sentimentele terestre, efemere, cât și la cunoaștere și rațiune. Astfel, apare un conflict interior puternic, care determină omul de geniu să se umanizeze prin iubire. Poezia floare albastră se dezvoltă într-o tematică de influență europeană, însă, prin elementele ei specifice, devine una dintre operele de o mare valoare ale lui Mihai Eminescu. În descriere găsești materialul text al acestui clip, te rog să te abonezi, să dai un like și un share și îți urez succes la Bac!